Paul Batin șutează și înscrie 1-0 pentru Concordia. Suntem în minutul 13. Să spunem că e un penalti pe care știe să-l scoată Nivaldo. Al 13-lea gol din acest campionat pentru Paul Batin. Păcălește aici pe Virgil Drăghia. Bate Băjenaru spre poartă și gol! Gol Juventus, păcălit ca Parco. O execuție înșelătoare a lui Liviu Băjenaru. 1-1 din minutul 27. Vă spuneam, Juventus este echipa care a marcat cele mai puține goluri din faze fixe în acest sezon. Băjenaru e un fotbalist cu un stâng bun, jucător cu foarte multă experiență. Mingea cade chiar în fața porții. Jează târziu. Cristescu de multe ori izolat în față. Batin. Valdo. Valdo ar putea să tragă de acolo. Face și e gol! Gol foarte frumos marcat de Nivaldo, prima reușită în Liga 1 pentru fotbalistul din insulele Capului Verde. Iată ce meci spectaculos până acum, cu 3 goluri în 28 de minute. Am fost în tribună și pe Claudiu Bumba. Pătrunde pe diagonală. Nivaldo trage minge, este deviată. O deviere decisivă. Andrei Preperiță. În dreapta este Nivaldo. Pasă pe culoar foarte bună a lui Preperiță. Nivaldo centrează și e gol! Gol Marian Cristescu. De această dată înscrie. A avut nevoie de 3 faze această repriză pentru a puncta. Ce fază frumoasă reușesc jucătorii cu Ionuț Badea. O acțiune colectivă. Iată pasa printre Ami Preperiță, Valdo,